Pe Sinagro avem două proiecte de a fi pe 4.1a în derulare. Unul este la început implementarea, unul l-am pus și l-am amânat cu nebunia asta, cu pandemia. Haideți să vă arăt. Avem celulele cu atmosferă controlată de 1200. Supermarketuri și la dulceață. Anul ăsta deși a fost mai deficitar, dar nu. Poate la anul să fie mai bine. Din cauza secetului. Da. Secetă și cheltuieli. Știu, dar trebuie să punem la punct sistemul de asigurări ca lumea să fie niște condiții de asigurări mai corecte. Condiții se vor ameliora și cei care de la firme de asigurări, în momentul când un număr cât mai mare de fermieri se asigură, însă și condițiile vor fi mai mari, de asemenea, dar cu contul unde virăm banii, polița de asigurare și chitanța. Și noi plătim 70% din polița de asigurare. Toate producția rugă. Puta se ocupă cu valorificarea, care o facem, v-am zis, către magazine, către marile lanțuri și cu pregătire către fabrica noastră de la Rouren deocamdată. Sunt destul de, da. Bine, ne mai trebuie câteva utilaje. Da, una din bune care să aici sunt două societăți. O societate Sinagro, care gestionează 330 de hectare de livadă. Și a doua este Sinfruta, care este un grup de producători, din care face parte și Sinagro. Pe Sinfruta, toată investiția este pe fonduri europene, în valoare de 5 milioane. Pe de altă parte, Sinagro are pe măsura 4.1a două proiecte de 2 milioane de euro fiecare, care sunt acum care sunt în implementare. Obiectivul investiției, preluarea produselor de la membrii organizației, prelucrarea lor și comercializarea mai departe. Avem utilaje de calibrare de ambalat. Dincolo, la Sinagro, avem reconversia plantațiilor bătrâne. Avem 50 de hectare care au vreo 20 de ani și în proiectele de 2 milioane, intră și o fabrică de sucuri și utilaje. Tot și cum, domnul ministru, e o investiție cu care noi ne mândrim la nivel de oraș, o investiție din fonduri europene, investiție 100% cu capital românesc, adică nu cu bani aduși din exterior, au unor oameni care s-au obținut un lucru foarte important și au ajuns la nivelul ăsta. Sperăm să se dezvolte în continuare, pentru că ne-am săturat să mâncăm pierci din Grecia și Turcia, să mâncăm caise sau nu știu ce prune de nu știu unde, în condițiile în care noi avem.